Marea majoritate a oamenilor, atunci când sunt atacați, atunci când sunt răniți de alte persoane, modul lor de a se vindeca este să retalieze, este să intre în defensivă, dar într-o defensivă ofensivă, atacându-i pe cei care i-au atacat la rândul lor. Tu ești diferit sau diferită. Ceea ce te face pe tine te diferențiază foarte mult de, de foarte multe persoane din jurul tău. Este modul cum reacționezi și cum alegi să te vindeci tu după o dezamăgire, după ce cineva te-a înșelat sau ți-a făcut un rău, a luat ceva de la tine pe nedrept sau ți-a făcut o nedreptate, tu alegi să transformi, te transformi pe tine într-o persoană mai bună, cauți în interiorul tău răspunsuri, cauți să vezi ce din tine a Făcut să se materializeze acele lucruri negative în viața ta și cum poți transforma ceea ce ți s-a întâmplat negativ, atacurile altor persoane, rănile de care încerci să te vindeci, cum le poți transforma în ceva pozitiv? Cum poți din. Din multă durere, multă suferință, multă dezamăgire, da? cu șapte de săbi aici, cum poți să ajungi ca de fapt să te simți bine tu cu tine, să te simți bine tu cu realizările tale și să-ți materializezi dorințele, să materializezi ceea ce de fapt îți dorești și nu, nu diverse atacuri din partea multor persoane. Am șapte de bute cu șapte de săbii. Numărul 77 ar putea fi semnificativ pentru uh, cineva. asul de cupe, tu, ceea ce te face foarte, te diferențiază foarte mult de foarte multe persoane din jurul tău, este modul cum oferi tu înțelegere, toleranță, apreciere, recunoaștere, respect și nu în ultimul rând, iubire. Modul tău de a oferi afecțiune, iubire, este cu adevărat unic. Oamenii se simt înțeleși de tine. Simt că pot veni și se pot deschide în fața ta și tu îi vei înțelege și ești genul de persoană care întotdeauna va căuta să le înțeleagă și părțile negative, să le accepte și chiar să găsească în părțile negative ale celor din jur ceva bun. E genul de persoană care prin modul cum știi să îi apreciezi pe ceilalți, să le ofere afecțiune și înțelegere, îi încurajezi, îi încurajezi să fie mai buni sau să se exprime liber. Da, tu faci totul să renască în jurul tău și uh, oamenii îți aud vocea, posibil că ești un comunicator foarte bun, posibil că mulți oameni în jurul tău vin, pe, vin la tine pentru sfaturi, diverse sfaturi, te consider o persoană înțeleaptă, o persoană care a trecut prin multe și care reușește să vadă dincolo de părțile negative ale lucrurilor și situațiilor și persoanelor din jurul său. Oamenii te urmează, au tendința să te urmeze și parcă este ca și când îți aud vocea chiar și când nu ești acolo, în preajma lor și vocea ta sau um, Ceea ce simt că ai spune tu într-o anume situație acelei persoane îi încurajează, le dă putere, le crește stima de sine. Tu aduci lumină în viețile oamenilor și în jurul tău. Da, ai trecut prin multe... Ai fost și... Într-o stare de blocaj, ți-a fost greu să-ți găsești drumul, calea, dar ai găsit-o. Tu ai un mod unic, foarte diferit al altora, de a gestiona stările de blocaj. Tu te concentrezi pe ce poți să faci și pe a privi lucrurile din cât mai multe perspective. Ai foarte mulți prieteni și e posibil că ai mulți prieteni necuvântători. Animalele te plac, bebelușii foarte mici au. E ca și când ai lipici la bebeluși, la copilași, vin spre tine sau la diverse animale, le place să fie împreajma ta. Pentru că îți simt energia autentică și autentic strălucitoare. Ce mai aud este că tu și cu ochii închiși nimerești la țintă. Adică, atunci când îți alegi un drum, o direcție, un scop către care să te îndrepți, tu ajungi acolo chiar și dacă ar fi să bâșpâi în întuneric cu uh, ochii acoperiți. Tu ajungi la țintă. Și asta este ceva ce te diferențiază foarte mult de foarte multe persoane din jurul tău de aceea foarte multe persoane din jurul tău au tendința să să te urmeze dar foarte multe persoane din jurul tău au și tendința să te atace pentru că se simt intimidate de tine se simt în pericol simt, te percep pe tine a fi un pericol și de multe ori, de-a lungul vieții, ai fost trădat sau trădată, ți-a fost înșelată încrederea de persoane în care chiar posibil ți-ai pus toată încrederea. Tocmai de aceea, pentru că acele persoane s-au simțit intimidate. Se simt inferioare ție, deși tu nu acționezi niciodată cu scopul de a îți demonstra superioritatea în fața celorlalți. Cazodi, avem Scorpion, pești, rac scorpion, pești, gemeni, săgetător. Foarte mult pești, puternic pești. Am și leu și mai am și vărsător. Dragii mei, acestea au fost mesajele. Vă mulțumesc!